Premierul Dacian Cioloș consideră că declarațiile făcute de premierul Ungariei, Victor Orban, azi la Satu Mare, precedate de afirmații ale unor înalți oficiali unguri în legătură cu Ziua Națională a României, sunt neelegante și nepotrivite. Afirmațiile domnului Orban sunt evident făcute într-o logică electorală cu obiective politice. De aceea, premierul Cioloș consideră că premierul ungar ar trebui să dea dovadă de mai multă reținere în astfel de declarații. Respectul față de valorile și simbolurile naționale ale unei țări este parte indisociabilă a setului de valori pe care se bazează Uniunea Europeană și NATO, spații din care atât România cât și Ungaria fac.